Stimați spectatori, bună seara, la mulți ani și bine ați venit la prima noastră întâlnire din acest an. Vă doresc să aveți un an nou cu bucurii, cu sănătate, cu realizări, la fel cum îmi doresc și mie. Asta ne dorim cu toții, de fapt, dar ce va fi până la finalul anului vom vedea cu toții. Măcar din punct de vedere economic putem face câteva previziuni, pentru că alături de mine în această seară am doi domni cu experiență în domeniul economic. Este vorba despre domnul Ștefan Davidescu, președintele filialei Buzău a Uniunii Generale a Industriașilor din România, și pe domnul Doru Brătulescu, managerul Societății Turism Brian din Buzău, una dintre cele mai cunoscute agenții de turism. Bună seara, bună seara și bine ați venit, domnilor! Bună seara tuturor domnilor, doamnelor, domnișoarelor și telespectatorilor care se uită la noi în seara asta. Și la mulți ani! Bun, pe fiecare dintre dumneavoastră, pe rând, aș vrea să vă întreb cum socotiți că a fost anul 2013 din punct de vedere economic. Vă rog, domnul Davidescu! Întâi aș dori să mă fac o mică completare. Într-adevăr, sunt președinte la filiala UGIR 1903 la Buzău. Sunt președinte și la patronatul IMM-urilor la Buzău. Sunt și președintele pe țara Uniunii Naționale a IMM-urilor din România. Da. Deci sunteți o persoană cu un cuvânt greu de spus. Nu știu dacă cuvânt greu, dar sunt... Nume greu în domeniul economic. Sunt o persoană informată. Autoritate în domeniu, ce să mai... Eu v-aș propune să facem o privire retrospectivă a anului 2013. Ce s-a întâmplat puțin în lume, în Europa și în România, și să coborâm către zona noastră, după care să vedem ce va fi în 2014. Vă rog frumos. Da. 2013 pe plan mondial a însemnat o încercare de ieșire din criză. În primul rând, cea mai mare economie care a fost afectată de puternic de criză, economia Statelor Unite, după intervenția masivă a Rezervei Federale și faptul că a băgat în piață o cantitate imensă de dolari, economia a început să-și revină, ducându-se într-o creștere undeva de peste 2%. Economia Statelor Unite, fiind cea mai mare economie a lumii, această creștere a dus la echilibrarea spectrului și a ceea ce se va întâmpla. De asemenea, economia Chinei a avut o creștere mai mică decât în 2012, dar constantă, și economia țărilor emergente a fost undeva la 7-8%. Economia europeană s-a situat în jurul cifrei de 2 și ceva la sută. Asta înseamnă, să spun, o echilibrare a economiei mondiale, și toți analiștii prevăd pentru anul 2014 o creștere economică clară la nivel mondial. Nu știu care analiști. Analiștii părerile sunt împărțite. Faptul că Statele Unite vor avea o creștere de 2%, de 3% în 2000. 2% creștere înseamnă sărăcie. Între 0,5 și 1,58 înseamnă sărăcie crasă. Dar gândiți-vă că totul a fost sub acest prag. America nu are nicio treabă băgată pe aici. Aici e alte chestii care, de fapt, sunt doi factori de care depindem și depindem prost. Dar și totuși Statele Unite n-avem sunt nicio o putere treabă economică incontestabilă, n-avem nicio treabă. Important care... Este...
dau așa undă seismică, dacă pot să spun așa, spre economia românească. În condițiile în care au salariul mediu. Să clatină America, sau, să clatină tot globul. Nu știu dacă e chiar așa. Uite, că China nu se clatină și le dă bani la americani. Deci nu-i treaba asta. Problema e că s-a început prost. Anul trecut creșterea a fost până în 2%, deci asta înseamnă sărăcie. Vorbesc de noi. Deci da, vorbesc de noi. 0,5, da. 1,5 a fost creșterea în România. Deci chestia foarte proastă a fost. Da, dar s-a încheiat în aproape 3%. Nu știu dacă s-a încheiat în 3%, că nu se vede. S-a încheiat în 3% și au izbunit ce? Scumpirile. Deci de la 1 ianuarie 9 bani pe litru de benzină. Stați puțin, apropo de treaba asta, ce spune premierul și a dat declarația? Nu știu ce spune premierul. Premierul nu este economist. Premierul este jurist, deci n-a nicio treabă cu economie. Da, și dânsul vine acolo cu un, știu eu, analist. Păi dacă vine cu ce spune Liviu Voina, dacă vine cu ce spune Voina, e clar că nu înțelegi nimic. Stați puțin, haideți să vedeți vis-a-vis de prețul benzinei. Spune așa, mai întâi că nicio taxă nu a fost modificată, cota unică rămâne la 16%, TVA-ul doar că nu a fost crescut, dar rămâne scăzut pentru produsele de panificație. Și încercăm să-l scădem pentru alte produse alimentare. Zona de conflict pe care a identificat-o președintele se referă la o politică fiscală practicată în întreaga Europa. E vorba de 7 eurocenți pentru fiecare litru. E un element extern, nu are legătură cu noi. Datorită scăderii prețului barilului, efectul pentru cei care se duc să pună benzină va fi aproape zero. Există o analiză pe plan mondial legată de situația din Iran, consumul la nivel mondial, previziunile sunt în scădere a prețului barilului. Așa, și negociem cu companiile producătoare încât impactul pentru cetățeanul care are mașină să fie aproape zero. Florina, noi nu luăm benzină din Iran. Deci de la 1 ianuarie, deci eu sunt un cetățean, abar n-am de economie. Am o Dacie, am o mașină, am un tractor, am un autobuz, am un autocar și eu mă duc și alimentez și văd că dau cu 9 bani mai mult pe litru. Așa ce spune, nu știu ce spune, că abar n-am ce spune, că nu citesc ce spune el. Eu văd ce bani scot din buzunar, da? Văd că fumez. Dacă fumez, dau cu cât dracu, 5.000 de lei, 50 de bani mai mult, da? Vreau să plătesc asigurarea la mașină. Văd că până în 35 de ani s-a dublat. Văd că, dar nu știu ce, în funcție de vârstă e mai jos. Deci eu astea le văd. Și atunci ce să zic? Lasă să scumpească la ăla cu țigări, că nu fumez eu, nu? Ăla care nu are mașină, dă-l dracu, dacă a scumpit benzina, eu n-am mașină, dar fumez. Știi? Deci asta trebuie să vadă, pentru că nu pot să cred eu ce spune acolo, că aici vorbește, nu vorbește el. Vorbesc alții de pe lângă. Pe aia ziceam. Așa. Și la nivel mondial, criza economică poate să reapară, dar sub o formă dură. De ce spuneți treaba asta? Pentru că BNR-ul de la noi. Într-o discuție anterioară mi-ați spus că ați anticipat criza din 2008. Din 2008 am anticipat în fiecare an ce se va întâmpla. Așa. Și așa a fost. Dar pe ce v-ați bazat? Păi cum? V-am zis pe puls. Păi dacă BNR-ul, care vine la guvernatorul BNR-ului și spune că scumpirile vor fi de 3% și nu e așa, vor fi mult mai mari. Și se regăsesc în niște situații, în curent, în gaze. Deci gazele s-au scumpit de la întâi. Care creștere economică este atunci? Creștere economică pentru cine? Ce se întâmplă aici se discută în termeni macroeconomici. E dus către cheltuiala curent, privim altfel lucrurile. Însă analiza întotdeauna se face în niște indicatori care nu sunt ai noștri, sunt indicatori de macroeconomie la nivel global, european, național și așa mai departe. Așa se judecă economiile, la nivelul de indicator. Adică eu te cred pe tine, dar în condițiile în care eu plec la piață cu niște bani, ca acum un an, că nu mi-a mărit nimeni niciun salariu, nu mi-a mărit nimeni nimic, nu mi-a dat nimeni ceva pe moca, și văd că cu banii nu pot să iau decât jumate din ce luam acum un an, atunci pune-mi problema de macro, că înțelege ăla de la coțofâștea ce înseamnă macro, ce înseamnă micro, ce înseamnă... Nu înțelege. El înțelege ce bani are. Sunt două discuții. Dar discutăm punctual. Cât este euro acum? Sunt două... Este 4,5? Puteai să-l iei în iulie cu 4,1? Chestia este foarte importantă, pentru că noi discutăm un euro. Chiar dacă nu avem bani de euro în buzunar, avem tot lei, sau de ăștia amărâți, cum le zicem noi, și toate sunt în euro. Rate, tot se calculează în euro.
Da. Atunci fă un calcul, că e simplu de făcut calcul. Da. Dar problema care se pune? Că nu poți ieși din treaba asta. Deci nu poți ieși din treaba asta având în vedere că n-ai productivitate, n-ai productivitatea muncii. Nu se poate face productivitatea muncii având în vedere că n-ai un personal calificat. Nu se poate face personalul calificat pentru că există care este ăla descalificat sau ăla care abar n-are despre ce vorbește și conduce niște chestii. Aici și domnul Davidescu este... Da. Nu. Da. Sunt două lucruri paralele, da. Să spun. În partea asta de nu, de dar ne interesează analiză. Și aspectele astea, pentru da, că astea da, sunt aspectele care ne interesează și impactul asupra cetățeanului. Sigur, care da. Ne privesc pe noi ca da. Cetățean. Bun, am ajuns la România. Ce a însemnat România pentru 2013? Din toate promisiunile, 2013 s-a încheiat, după părerea mea personală, cu un fiasco. Cu un fiasco. Continuăm discuția după ce luăm un telespectator în direct. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mărturisesc că nu urmăresc de mult emisiunea dumneavoastră, m-am uitat pe restul canalelor unde se întâmplă ce se întâmplă, știți și dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați rămas pe canalul Campus TV. Sunt un telespectator fidel al posturilor locale, pentru că, fiind buzean, mă interesează în primul rând ce se întâmplă aici. După aia, ce se întâmplă la nivel național și așa mai departe, dar în primul rând mă interesează ce se întâmplă în județul meu. Și mă auziți? Vă aud foarte bine, vă ascult. Vă ascult cu interes. Mă gândeam că mă mai ascultă și altcineva, zic. Eu am o întrebare, deci, după cât înțeleg eu, domnul de din turism, întreprinzător particular. Poftim? Invitatul dumneavoastră, e din turism, parcă. Da. Iar celălalt, da. Nu știu, n-am vrut. Este președintele UGIR, președintele... Uniunii... Uniunii Generale a Industriașilor din România. Așa, da. UGIR, care e cu domnul Pârva, parte, secretar general, sau fac confuzie? Da, faceți confuzie. Da. Fac confuzie. Deci nu sunteți întreprinzătorii lui domnul Pârva. Sunteți alți întreprinzători. Atunci, dacă sunteți amândoi întreprinzători, am și o întrebare directă. Cu cât ați mărit salariile angajaților dumneavoastră pentru 2014, domnilor întreprinzători? Pe 2014 nu s-au mărit salariile, că de-abia... Nu, ai dumneavoastră, angajații dumneavoastră, de la noastră, de la întreprindere. Da, de la mine, de la întreprindere. Pe 2014 chiar ieri am făcut o analiză și se vor mări. Și vreau să le mări, nu? Sigur că se vor mări, că de-abia e prima zi. Dar oricum, la mine, dacă sunt salariați de 15-20 de ani... Mine mă interesează, dumneavoastră, ca întreprinzător privat, cât o să le dați în plus față de 2013? Eu cred că se va ajunge în jur de 2000 de roni de ăștia noi. Nu, deci dați-mi... 20 de milioane, poftim. Nu, dați-mi diferență față de anul trecut. Avea 18 și dau 20. Sau avea 16 și dau 20. Eu nu mă iau după creștere și după inflație. Mă iau ca după cum lucrăm. Eu vă întreb, deci salariul cât a fost anul trecut, cât o să fie anul ăsta? Angajaților dumneavoastră? Cred că o să fie în jur, deci mai mult cam cu 3-400 de lei, noi. Deci ca procent ar veni cât? Nu știu ca procent ar veni, că nu s-au să calculez procente. Acum, dar pentru Buzău e destul de bine și destul de bun, având în vedere că salariații noștri stau de vreo 20 de ani cu mine acolo. Dar nu puteți să spuneți un procent. Asta e lucru simplu de clasa 6. De clasa 6, de are regulă de 3 simple. Dar cam cu 30%, 25-30. La toți invitați, există tendința de a discuta la general și în momentul când discutăm de ce s-a întâmplat în anul trecut, vinovat este statul. Dar pe mine mă interesează ce ați făcut dumneavoastră la dumneavoastră în întreprindere. Păi vă spun ce să facem, nu ce am făcut. Ce am făcut a fost bine de făcut, pentru că încă nu am închis. Deci nu am închis, nu sunt una dintre cele 45 de societăți care se închid pe zi. Deci să înțeleg că angajații dumneavoastră o să se bucure de o mărire substanțială. Normal că se bucure, că altfel nu stăteau cu mine de 20 de ani. Acum trebuie să vă spun că pot fi considerate și informații confidențiale. Adică, domnule, dacă vor să vă răspundă la întrebarea asta, bine, dacă nu, nu. Sunt societăți care practică această politică de confidențialitate când este vorba de salariu. Iau în considerare. Da. Ceea ce spun înșiși și, cum să vă spun, soluțiile pe care le dau și examenele pe care le fac la televizor, trebuie să mă lămuresc ce fac înșiși acolo unde, într-adevăr, răspundă ceva. Pentru că nu pot să stau la scurt pe dânsul că la nivel, nu știu ce s-a făcut, s-a adresat anul 2013, a fost în fiat. Aveți perfectă dreptate. S-a dus în sus, în jos. Pentru mine mă interesează dacă omul ăsta este un om de succes în domeniul lui, înseamnă că iau în considerare ceea ce spune.
Da, aveți perfectă dreptate, dar v-a dat... Da, haideți să vă spun. Nu vă spun că și eu sunt întreprinzător privat. Am înțeles. Păi da, dar nu știu, adică, ca să revenim la o chestiune... Dar v-a dat un argument, oamenii aceia stau de 20 de ani, deci dacă erau prost plătiți acolo în societatea dânsului, cred că își căutau de lucru în altă parte. Oamenii mei o să aibă o creștere substanțială în salariul în 2014. Deci nu pot să știu anumite situații ce se vor întâmpla și peste 3 luni. Da? Deci nu pot să știu treaba asta, având în vedere că nu știu ce se întâmplă afară. Deci trebuie analizat, mai ales dacă sunteți întreprinzător particular, ar trebui să analizați ce se întâmplă. Și depinde cu ce lucrați, dacă lucrați cu gaz metan, dacă lucrați cu curent, dacă lucrați cu fier, dacă lucrați cu prestări de servicii, sunt mai multe situații. Da? O previziune privind afacerea dumneavoastră și salariul oamenilor. Păi, nu puteți pune o întrebare de natură asta, având în vedere că nu știți ce facem. Da. Mai aveți și alte întrebări, stimate telespectator? În momentul în care ascult pe cineva, vreau să văd dacă are competență domeniului. Puteți să veniți la mine și să vedeți că nu puteți să contestați competența invitațiilor mei. Vă repet, dacă vreți, îl las pe domnul Davidescu să se mai recomande odată. Da, domnule, angajații mei vor avea o creștere mică anul acesta. Și atâta. Păi da, n-am spus întrebarea de genul ăsta de la început. N-a fost întrebarea de genul ăsta de la început. Ați început cu alte chestii, cu ce ne ocupăm și ce facem și ce drege. Va crește salariul, asta a fost primul lucru. Da. Mai aveți și alte întrebări? Da, cred că s-a întrerupt legătura. Oricum îi mulțumim telespectatorului nostru pentru intervenția în direct. Da, vorbeam despre faptul că s-a încheiat un fiasco anul 2013, domnul Davidescu. De ce spuneți asta? Noi percepem anul 2013 ca un an economic pentru România, un an economic foarte, foarte slab. Pentru că la nivel de macroeconomie, guvernul nu a luat niște măsuri clare. Toate încercările au fost sortite eșecului. Ne uităm la privatizările încercate. Olchim, CFR Marfă, prelucrare Cupru, toate au eșuat. Economia subterană. Economia subterană în 2013 a crescut față de 2011 și față de 2012. Creditul în 2013 s-a micșorat. Costurile legate de forța de muncă s-au menținut. În schimb, au apărut o mulțime de taxe și plăți pentru diverse autorizații, pentru diverse avize. Au mai crescut numărul acestor taxe cu aproape 40, ceea ce este foarte mult pentru orice aviz, pentru orice hârtie, iar trebuie să plătești o taxă. Și asta pe lângă toate cele taxe bine definite în care statul este deja acționar cu tine în firmă, îți ia peste 50% din ceea ce se întâmplă în firmă. Toate aceste motivații fac ca să privim anul în care suntem deja, să privim cu incertitudine. Vă întrerup din nou pentru că îmi spun colegii mei din regiere că mai avem un telespectator în direct. Bună seara, vă ascultăm! Că română, la mulți ani, bună seara, la mulți ani! Seara interlocutorilor. N-am intrat din mult în emisiune, am văzut acolo ceva prelucrări până la știere sau cam așa ceva. Nu, n-ați văzut asta la noi. N-ați văzut asta la noi. Haideți să revenim la oile noastre. Deci ce vreau să spun eu domnilor, ambilor domni. Așa. Lipsește respectul pentru muncitorul român.
Dar de ce spuneți asta? Vă spun că am 40 de ani de chimie și am fost dat afară, am intrat pe ușa din față și am fost dat afară pe ușa din dos. Deci am 40 de ani de muncă, nu știu dacă aveți vârsta mea de vechime. Dumneavoastră, doamna... Popescu, Florina Popescu. Mulțumesc, doamna Florina, la mulți ani. La mulți ani. Dar am dorit mult, mult, mult mai mult respect pentru meseria și care mai sunt încă pe baricade. Mai târziu nu vor mai fi nimeni. Am deci, înțeles. Și... Domnul... Bun, dar ce vine au invitații mei? Concret. Așa. Ce le reproșați invitațiilor mei? Ce să le reproșăm? S-a lăudat care oameni de 20 de ani, de vechi, 20 de ani care lucrează cu noi. Da. Ce salariu le-au dat? Ne mulțumește 850 de roni care va ajunge salariu minim pe economie la greutățile care sunt în țara românească? Domnul, îl văd că e vesel, e grăsuț, e... aranjat, dar să gândească și la buzunarul omului, că plătim datorii cu banii ăștia. De mâncare nu mai mâncăm, o pereche chiloși ne mai luăm, o pereche șosete ne mai luăm. Uitați-l ce bine arată domnul, cravată, aranjat, ia să placă 12-13 milioane, 15. Cred că se uită la alt televizor, că n-am crezut. Doamna! Vă rog frumos, nu m-a amuzat domnul Brătulescu când spune, era aici lângă mine și trebuia să o spună tare. I s-a părut că vă uitați la, că nu știu, că sunt, vă uitați la altă emisiune și ia spuneți domnul Brătulescu. Domnul nu are cravată. Deci, haideți să vă spun ceva, invitatul meu nu are cravată. A spus mai devreme că ați văzut o emisiune cu prelucrări prin așchiere, nu era emisiunea asta și... Nu, eu mă refer așa. General, la am înțeles, da, economie. Da. Eu mă referi la meseria care l-am avut-o eu. Așa. Bun, ne referim la industria ușoară. Sau lor, da. Sunt țara românească. Păi, despre industria ușoară să... Da. 850 de roni? N-am înțeles. Ce salariu e ăla? Pe mii vine 400, 500 de mii. 4 milioane. Căldura. Dar unde ați lucrat, dacă nu vă supărați, unde ați lucrat? În țara românească. Doamna a lucrat în Ungaria. Nu, dar la unde? A spus că ați fost dat afară, că ați avut probleme. Că... Da, suntem dați afară. Da. Dacă nu ne convine cum ce salariu avem, mai așteaptă 100 la poartă, 1000 de oameni. Ce se întâmplă, doamnă, în țara asta? Chiar vă bate joc de noi, nu dumneavoastră. Da. Patronii, care se consideră patroni, chiar am ajuns de râsul lumii. De aia ne privesc țările occidentale ca pe niște țigani, pentru că toți suntem țigani. Din moment ce patronul din România îți dă ții pe gât, îți bagă pe gât, îți combine cu 6.600.000 până cum îi vine, nu? Bye bye, la revedere. Good morning. Ce facem, doamnă? Asta să discutăm. Nu discutăm de silicoanelul Columbeanța, nu discutăm de nimic, discutăm problemele țării românești, problemele Buzăului. Ce facem? Da. Haideți să-i lăsăm pe telespectatorii noștri să vă răspundă. Da, aveți să le adresați o întrebare? Mulțumesc. Poftiți? Aveți să le adresați o întrebare? Da. Da, avem. Patronatul românesc când își va face... Datoria față de salariați. Presupun că asta vă interesează, nu? Exact, mă interesează enorm. Bun. Am 40 de ani de muncă și am fost... Ne-a dat cu un șut în fund. Ce se întâmplă? Eu când mai ies la pensie, dacă mă inima dat afară. Asta se dezbată, domnii, lângă dumneavoastră. Problemele țării românești, a județului Buzău, nu altceva. Absurd. Suntem în pragul sărbătorilor. Deci, uitați, asta e... Nu, am depășit, am trecut de sărbători, gata. Știu, mai avem. Mai avem mâine. Da. Deci n-am depășit. Sunt aproape gata, dar haideți, uitați, i-ați lansat o temă de discuție domnului Davidescu și domnului Brătulescu, să-i lăsăm să vă răspundă, da? Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc o seară frumoasă! La revedere! Luat ca am de referință 2008, care a fost, cum s-ar considera, o insulă a prosperirii. Dar a fost de fapt o falsă insulă a prosperității pentru că se putea prevede ce se întâmplă astăzi. Având în vedere că la sfârșitul anului 2008, dobânzile bancare
Deci erau altele ca la începutul anului 2008. Deci, având în vedere că în 2009 a fost an electoral, s-a ascuns toată minunea asta. Păi și anul ăsta este anul electoral. Atenție! Deci și de atunci, din 2010, s-au aplicat cele mai drastice măsuri în, și asupra populației, și asupra noastră. Nu mai vorbim de noi, de turoperatori, care în 2010, de fapt, ne-a pleznit și pe TVA la mijlocul anului și a fost dezechilibru total. Cu toate astea, noi am reușit să ne menținem. S-au închis foarte mulți. S-au închis foarte multe. Și actualmente, când stăm de vorbă degeaba și domnul vorbește, nu știu, eu sunt mândru că încă mențin societatea. Și mențin încă o societate, că de fapt avem și niște case de schimb, SCV Doma. Eu sunt mândru că le țin. Cum pot? E foarte greu în ziua de azi să ții o societate. Dar nu poate să știe cineva care probabil că se uită la televizor și nu mai știu ce face. Deci, vis-a-vis de IMM-uri, ele pompează în stat 70% așa din buget. Așa este, domnul Davidescu. Peste 70%. Peste 70%. Peste 70% din PIB este din IMM-uri. Corect. În condițiile în care acești bani sunt captați de stat, sunt capturați, redistribuiți și redistribuiți după ceea ce rămâne, de care sunt scoși afară, în extern. Deci o parte din banii ăștia sunt scoși în extern de societățile comerciale care așa au capital și ce rămâne din bani să redistribuiți. Dar 70% din bugetul de stat merg pe ce? Pe salarii, pensii și ajutoare sociale, deci 70%. În condițiile în care IMM-urile, noi, amărăți ăștia cu care mai putem sta, încep să dispară. În condițiile în care 45 de societăți intră în insolvență pe zi și începem să dispărăm datorită, cum spunea Fănică, datorită creșterilor fiscale. Erau 374 de taxe, acum s-au mai adăugat, înțeles, 40 de la Fănic. Datorită impozitorilor astea, bun, se dau afară oameni, deci nu îi dau eu, se dau singur, deci nu îi dau că îi dau eu. Eu v-am zis că mă țin, poate aceia salariați de atâta timp. Dar se pune problema, de ce se închid? Deci vorbim practic de o politică neprielnică pentru, da, bineînțeles, pentru industria românească. Așa este, domnul Davidescu. Politica fiscală și politica economică a statului român nu este deloc prielnică dezvoltării și menținerii în piața IMM-urilor. Asta este un lucru foarte clar. Efectul asupra cetățenilor este clar. Efectul se vede, pentru că se vede. Din 1998 până în 2013 forța de muncă angajată a scăzut cu 1 milion. Deci la sfârșitul anului 2013 aveam aproximativ 4.370.000 de angajați, din care aproximativ 1.600.000 sunt în sectorul bugetar, pentru că guvernul Ponta s-a angajat la o scădere a acestui sistem, a numărului de salariați din sistemul bugetar. Însă, de fapt, în 2013 n-au scăzut decât cu câteva mii, până în 10.000 de salariați. Iar în economia activă, cea care produce plus valoare și cea care menține, de fapt, toată această parte de buget, numărul salariaților sunt undeva până în 3 milioane de salariați, ceea ce este foarte mic. Acest număr de salariați trebuie să producă plus valoare. Trebuie să mențină bugetul, trebuie să mențină 6 milioane și jumătate de pensionari. Gândiți-vă la ce... Ajutoare sociale, burse la copii și asta... Gândiți-vă la ce efort financiar este supus IMM-ul, care asigură peste 70% din bugetul țării. Din bugetul țării, da. Iar o firmă se poate menține după niște calcule foarte exacte.
ceea ce produce de la servicii la produse trebuie să fie competitiv în piață. Trebuie să vândă acel produs. Altfel se închide. Trebuie să reziști chiar cu dubla impozitare, că nimeni nu înțelege ce înseamnă dubla impozitare. Și putem să o spunem aici. Deci la fiecare sfârșit de trimestru noi plătim impozitul aferent, nu? Și TVA-ul aferent, da? La trimestru 2 la fel, la trimestru 3 la fel, la trimestru 4 la fel. Deci plătim impozitul pe ce am făcut și TVA-ul. Ce îmi rămâne niște bani acolo, dacă îi bag în buzunar, trebuie să mai plătesc încă o dată 16%. Deci asta nu s-a înțeles, n-a înțeles-o nimeni cu care am stat de vorbă. Probabil că nu trebuie să o înțeleagă, probabil că așa au sfaturi, să nu o înțeleagă. Și atunci, de-aia fiecare împrumut al statului a devenit o victorie națională, nu? Tot ce se negociază de către stat se negociază în genunchi și cu frică că poate ăla nu se acorde ceea ce negociază, nu? Și batem cu pumnii în piept că am reușit și noi ceva pe la UE, domne, am păstrat rețeta mititeilor. Deci asta am făcut în 2013. Deci nu se poate. Ori suntem cumva, zic eu, pe undeva, nu sponsorizați, că nu stăm cu mâna întinsă, ajutați în ce sens? Printr-o deschidere. Vorbesc de mine, exact ce spuneam. Da, avem potențial turistic cât cuprinde. Poate mai bun decât orice țară din Europa. Dar nu avem produs. Deci nu, cineva nu poate să fabrice acest produs. N-aveți ce vinde? Deci nu avem ce vinde, dar nu se creează produsul. Degeaba mă uit la el dacă nu l-am. Ți-am mai spus, degeaba am o găleată de aur, că pentru că găleata aia de aur nu pot să o vând. Deci trebuie să fac din ea inele, brățări. Am înțeles că la Buzău a mers destul de bine turismul ăsta. Uitați, a ieșit zilele trecute președintele Antrec și spunea că pensiunile din județul Buzău au fost... Ăla nu-i turism. Da? Ăla Antrecu-i ceva pe la țară, pe la așa, și probabil că au tăiat și chitanțe anul ăsta. Am înțeles, dar spunea că cel puțin pe perioada sărbătorilor s-a venit la Buzău exact cum s-a mers în Bucovina sau... Aia e altceva. Deci ăla nu e. E o chestiune de sezon, a fost câteva zile. Și probabil că a fost fiscul pe ei și au tăiat acolo și a două bonuri, două sarmale, trei chiftele și mai știu o ciorbă de burtă. Deci nu e treaba asta, că asta nu e o realizare extraordinară. Deci la nivel de județ puteai să vorbești despre turism, că au venit în fiecare grup, în fiecare zi cât un grup în un autocar, că s-au cazat nu știu unde și au folosit banii pe aici, pe Buzău, și că s-au plimbat 7 zile prin Buzău. Asta da era. Cum era, dau un exemplu când mă duc, fac divagații, în Sulina până în 89 intrau 1500 de turiști pe zi. 1500. Acum când intră câte unul, să-și ala, se vorbește singur unde a ajuns. Deci nu e, deci trebuie, aici trebuie. Ce se întâmplă? Faptul că Buzău nu are infrastructură. Parcă nu am Buzău. Întreaga țară, dar da, ne uitam la Buzău, nu are infrastructură și nu are nici partea de servicii, însemnând partea de hoteluri și de pensiuni la un standard ridicat. Asta impietează asupra procesului de turism. Dar vreau înainte de pauza publicitară pe care o să o luăm în cel mai scurt timp, să-mi spuneți ce afaceri au mers anul trecut bine în Buzău. Afacerea anul trecut bine în Buzău, a mers agricultura, a mers pentru că a fost un an agricol bun, a fost un an de vârf, dacă la nivel național au fost 7,4 milioane de tone de grâu, a însemnat o producție record și pentru 2014 se prevede o producție bună, a mers zona de industrie cea referitoare la prelucrarea metalului a mers bine pentru că a avut piață externă și au fost firme care n-au putut să facă față cererii și de-aia mă miram cum un muncitor care a lucrat în zona asta de așchiere, pentru că știu că sunt foarte multe firme care vor să angajeze muncitori în domeniul ăsta al metalului. Au mers, s-au
să spunem că și-au revenit puțin partea de construcții față de 2012, în 2013 sau mai... Nu, e nesemnificativ da. Construcții. Dar, și cam atât. Dar pe unde am eu sediul pe acolo, putem spune că cel mai bine și cel mai bine au mers, de fapt, să spune acum, strada farmaciilor. Strada farmaciilor cu telefoane. Da. Că sunt vreo 7-8 farmacii pe aceea stradă da. Și nu știu câte deci de telefoane. Așa și pompele funebre. Deci, și pompele funebre. Deci cele mai rentabile. Da. Că s-au întâlnit, știți că se spunea la un moment dat. S-au întâlnit doi patroni da? La sfârșit de an de pompe funebre. Asta am auzit-o eu, spuse de altcineva, în care își dorea fiecare unul celuilalt. Că îți doresc un an nou mai bun, mai multe realizări. Deci e ceva macabru, dar așa spuneau. Deci săraci, ce? Patronul de la pompe funebre. Da. Da, îi spuneam altui patron tot de la da. Pompe funebre. Îți doresc multe realizări, mai multe realizări. Da. Decedați. Da. Bun. Luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim la subiectul pe care ni l-am propus astăzi.